aș spune că această autoare, cu totul și cu totul specială, despre care habar n-aveam în momentul în care Gheorghe Iorga mi-a lansat această invitație, m-a anunțat oficial, în stilul lui inconfundabil, că voi vorbi despre această carte, că nu-i loc de întors, că nu am cum să nu mă așa conformez. Și atunci am luat-o și eu țărănește, m-am suflecat și m-am apucat să văd ce-i putea îngropi și ce-i putea să vă spun dumneavoastră despre o asemenea poetă necunoscută nu doar în spațiul românesc, ci în general tratată cu o anumită, așa, cu o anumită superioritate, cum face de obicei Occidentul în raport cu Orientul. Da, până acolo, eu aș zice că în momentul în care am citit acest volum, am avut senzația că autoarea face, de fapt, ceea ce s-a vehiculat în spațiul mediatic în ultimii ani, că am asistat la un fel de primăvară arabă, avant la lettre. Ea a făcut primăvara arabă cu câteva decenii în urmă, pentru că, înainte de orice, noi trebuie să ținem cont de lumea din care vine ea și de ce înseamnă, de fapt, să scrii poezie acolo, ce înseamnă ca o femeie să scrie poezie acolo, fiindcă nu-i deloc ușor ca într-o lume dominată de prejudecăți, de taburi, de interdicții, într-o societate ultra-religioasă, fundamentalistă și așa mai departe, să ai tu, ca femeie, această îndrăzneală de a ieși în față, de a, vorba cuiva drag nou, de a rupe tăcerea, pentru că, în definitiv, ea asta a făcut prin poezia sa. Cu atât mai mult cu cât locul femeii acolo, știți, presupun că știți foarte bine care e. Femeia este marginalizată, este desconsiderată, e supus, avem o întreagă paradigmă, vălul pe care trebuie să-l poarte, haremul, sunt o serie de lucruri foarte clare și atunci cu atât mai meritoriu este ceea ce a făcut ea în poezia pe care a scris-o. Și încă un lucru de care cred că ar trebui să ținem cont înainte de a începe să discutăm despre această carte, că în spațiul iranian, persan, poezia nu este poezie. Poezia este o adevărată religie. Poezia este cu totul și cu totul altceva față de ceea ce spunem noi, că e un discurs, că e o formă literară, că nu știu ce. Nu. Pentru lumea aceea, poezia e mult, mult mai mult decât am fi noi tentat să credem. Acum, sigur, n-am să mă opresc asupra biografiei. Carmen Mihalache și spus câteva dintre lucrurile foarte importante și e bine că eu pot să trec direct la opera ei și să vă spun câteva lucruri despre ceea ce a scris. Eu aici mă despart un pic de Gheorghe Iorga, care în prefață face un fel de sau stabilește câteva etape în creația ei. Eu aș zice totuși, sau fără totuși, eu aș zice că o primă etapă sunt primele două volume și atenție că titlurile spun totul, care se cheamă Captivă, respectiv Zidul. Deci e clar că avem de-a face cu o autoare care conștientizează foarte bine punctul din care pleacă, condiția ei, statutul ei, că e îngrădită, că e prinsă, dacă vreți, într-o plasă, e o poezie în care se vorbește despre ziduri, ați auzit-o deja, da, acolo sunt ziduri, ea este, în definitiv, ea este o femeie în țara bărbaților, ea este o femeie care are de înfruntat nu doar proprii demoni, ci și prejudecățile celorlalți. Apoi vine o a doua etapă cu un volum care se cheamă Revolta, titlul din nou semnificativ pentru asumarea, pentru gestul pe care ea îl face și pentru încercarea ei de a ieși din această lume a prejudecăților. Aș zice că aici începe o a treia etapă cu o altă naștere, așa se numește volumul din 1963. Deci e o altă naștere, cel puțin într-un dublu sens. Pe de o parte, ea își construiește o altă identitate și pe de altă parte, ea scrie altfel. Și lucrul important nu este neapărat faptul că ea vorbește despre păcat, despre amorul liber, ci despre faptul că ea spune lucrurile acestea clar, spune lucrurile acestea răspicate. Cu siguranță și alte femei vor fi avut aventuri, vor fi trăit, poate, lucruri similare. Ea este cea care iese public, care înfruntă toate aceste prejudecăți, care are curajul de a spune lucrurilor pe nume, în definitiv. Aici mi se pare, aici e superbă autoarea și atunci, o ultimă etapă, să-i zicem, deși e impropriu, e forțat termenul, e dată de volumul care apare postum și care dă și titlul acestei cărți, Să dăm crezare începutului de anotimp rece. Acum, întrebarea mea este, sau întrebarea care se pune, este cum citim poezia pe care a scris-o Foruc?
Eu aș zice că sunt posibile, numai puțin de, sigur, nu am pretenția că sunt toate, cinci grile de lectură. E, în primul rând, o lectură culturală. Suntem obligați, în cazul unei poete din Iran, nu, să recurgem la o asemenea lectură culturală, pentru că ea, de fapt, își asumă un rol cultural. Scriind versuri și scriind asemenea versuri, ea este, în definitiv, o poetă damnată și, în același timp, condamnată. Și chiar vorbește, la un moment dat, despre asumarea crucii. Asta sunt, asta vreau să scriu, asta vreau să... Cu riscurile inerente. Ea ridică acel văl despre care știm foarte bine ce simbolizează și scrie poezie. Apoi e o lectură identitară, o altă posibilitate de a citi această carte, pentru că o femeie ca ea, singură și în același timp puternică, își construiește în definitiv o identitate. Celebritatea de care s-a bucurat nu se explică doar prin faptul că a avut această viață aventuroasă, că a murit la 32 de ani, ci celebritatea ei vine și din acest curaj de a-și construi o identitate prin ceea ce scrie. E, în al treilea rând, posibil o lectură mentalitară, o lectură care ține de sfidarea acestor norme foarte rigide și ea în definitiv face un gest iconoclast. Câtă vreme își permite luxul, nu, de a sfida toate normele acestei lumi, care e destul de medievală în felul ei. Apropo de teza de doctorat, de cartea aceea despre complexe, o marca am și complexele culturii europene, acolo Gheorghe Iorga a arătat pe bună dreptate că lumea iraniană, lumea musulmană, e la nivelul mentalitar, vorbim la nivelul evului mediu. Deci aici e o prăpastie între ceea ce știm noi, între ceea ce credem noi și modul în care trăiesc ei. Apoi, o a patra lectură pe care am amintit-o deja ar fi lectura feministă și aș face și aici o precizare, pentru că noi despre feminism avem o anumită viziune. Una este feminismul occidental, aș zice eu, care e mai degrabă o ideologie, o doctrină, o nu știu ce, și alta este feminismul acelei lumi, pentru că acolo feminismul, înclin să cred, e o chestiune de viață și de moarte. Îmi vine acum în minte o carte relativ recentă care se cheamă Arsă de vie, scrisă de o tânără din Cisjordania, Suat se numește, care tot așa are o aventură cu un tânăr care îi promite că o va lua de soție, o înșeală, cazul clasic, ca să zic așa, sedusă și abandonată. Ea este, adică își face familia de rușine, un cumnat își asumă rolul de a repara onoarea și atunci ăla vrea să o omoare, aruncă un bidon de benzină, îi dă foc, ea scapă cu chiu cu vai, este abandonată acolo în spital, o salvează Crucea Roșie, ajunge în Europa. Deci aici feminismul nu-i de joacă. În lumea orientală nu te joci cu așa ceva. Și atenție, nu vorbim de lucruri care valabile acum 50 de ani, acum 100 de ani. Vorbim de lucruri din prezent. Deci aici sunt un pic rezervat. Într-un fel sună feminismul european-occidental, care totuși e mai relaxat, e mai... Așa, pe când acolo e chestiune existențială. Și o a cincea lectură care mă interesează mai mult, ca să zic așa, este lectura estetică, pentru că eu nu citesc o asemenea carte și, în general, literatura autoarelor, apropo de colocul pe care l-a făcut anul ăsta revista Ateneu și care a avut ca temă chiar această problemă, eu nu citesc, fie că e vorba de poezie, de proză sau de teatru sau chiar de critică scrisă de femei, nu o citesc printr-o grilă feministă sau misogină. Eu o citesc cu aceleași instrumente pentru că, în definitiv, valoarea ei artistică, estetică, mă interesează. Iar din acest punct de vedere, cartea despre care vorbim, Să dăm crezare începutului de anul timp rece, este într-adevăr o carte de poezie, în adevăratul sens al cuvântului. E poezie de cea mai bună calitate, dacă pot să spun așa, care are drept coordonate drama unei femei, care are drept coordonate sfâșierea, trăirea extatică, poezia revoltei, masca, pentru că ea își asumă un rol. Și apropo de aceste coordonate, eu aș zice că sunt doi stâlpi sau doi piloni în funcție de care aceste texte incluse în antologie pot fi citite și implicit interpretate. Pe de o parte, am identificat o serie de metafore, le-am spus eu, ale închiderii,
cum ar fi zidul, păcatul, somnul, umbra, păpușa, iar pe de altă parte lor le corespund metafore ale deschiderii, pentru că în definitiv aici e jocul pe care îl face Foruc, între închidere și deschidere. E vorba de metafore cum ar fi strigătul, fereastra, pasărea, soarele sau zborul. N-am să mai exemplific, pentru că o parte dintre texte au fost deja interpretate, menționate și așa mai departe. Aș reține doar o sintagmă pe care o consider eu definitorie pentru întregul volum, o sintagmă care aparține autoarei, care vorbește la un moment dat într-un vers despre, ea spune că vine din țara păpușilor. Din țara păpușilor, care va să zică. Adică vine dintr-o lume în care ea este redusă la acest statut, la acest rol de păpușă. Și asta nu poate decât să mă ducă cu gândul la Ibsen, la Nora, la Casa cu păpuși, la aceeași problemă pusă, sigur, într-un alt context, mult mai, mult mai delicat. Sigur, în prefață, Gheorghe Iorga face necesarul exercițiu comparatist și o compară pe autoare cu Cecilia Meirelles și cu Sylvia Plath, cu Emily Dickinson, cu Anna Akhmatova și așa mai departe. Eu m-am uitat, am tras un pic cu ochiul cum stau lucrurile în literatura română, cam în același interval. Are Foruc corespondent în lumea literară românească, în anii 50-60, să zicem, când îi apar volumele? Constatarea este că nu prea are. Ea este mai degrabă afină cu generația interbelică, cu prozatoarele interbelice, decât cu poetele, cu Maria Banuș, nu prea are cum, cu, cine să zic, cu tinerele care apăreau în anii 60, cu Blandiana, cu Mălăncioiu, cu Constanța Buze. Nu prea. Deci, culmea este, afinitatea cea mai puternică e cu Bacovia, apropo de Bacău. Acum nu știu cât e alin și cât e al traducătorului din toată povestea asta, dar sunt versuri care sună bacovian. Și acum, ca să închei, pentru că văd că se uită cineva așa insistent către mine și îmi iau geamantan și plec, așa. Să mai zic totuși două vorbe, pentru că dacă nu mă pot încumeta să mă pronunț asupra calității traducerii, fiindcă n-am nici cea mai vagă idee despre ceea ce înseamnă persana, aș fi sinucigar să mă apuc eu să discut despre așa ceva. O să spun totuși că mie îmi place foarte mult această poezie, pentru că ea își asumă acest rol cultural. Poezia scrisă de Foruc este de fapt un strigăt. Și merge pe relația asta, tăcere-strigăt. Ea rupe tăcerea, ea strigă, își strigă drama în definitiv. Eu întotdeauna, citind și celelalte cărți pe care le-a tradus Gheorghe Iorga, ca să încheiem rotund cu el, pentru că el este de fapt personajul de astăzi, am sentimentul pe care l-are naratorul personaj din Sărmanul Dionis. E acolo o frază unde naratorul zice așa, că în vremea unui carnaval are sentimentul că a trăit în lumea arabă și zice în felul următor: îmi pare că am trăit odată în Orient și, când în vremea carnavalului mă deghizez cu un caftan, cred a relua adevăratele mele veșminte. Am fost întotdeauna surprins că nu pricep curent limba arabă. Trebuie să o fi uitat. Eu l-aș parafraza aici pe naratorul din textul lui Eminescu și aș spune că, citind cărțile pe care le-a tradus Gogu Iorga, am și eu sentimentul că am știut întotdeauna limba persană și că trebuie să o fi uitat. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a reamintit această limbă persană și că pentru faptul că prin această nouă carte n-a făcut altceva decât să-mi deschidă o altă poartă către fascinanta cultură iraniană persană. Mulțumesc și fericit! Mulțumim, domnule profesor, și nu numai pentru asta. Sigur, în semnele noastre de bucurie că suntem aici, că suntem în teatru. Mulțumesc! Știe să țină și discursuri scurte. Trecem la actul al doilea al întâlnirii noastre din această seară. V-aș propune să-l desfășurăm sub o propoziție pe care probabil foarte mulți dintre noi o cunosc. Actorii sunt cronica scurtă a vremurilor.
O să mai vorbim la urmă despre toate aceste puncte pe care vi le arunc așa în această seară, pentru că aș vrea să-mi imaginez împreună cu dumneavoastră o lume mai bună, o lume mai frumoasă și sunt sigur că putem face împreună acest lucru. Putem face acest lucru împreună, dar niciodată fără muzică. Quartetul Fagotissimo! Vom asculta Walter Miles Vals și M. Norris Tango. În această a doua parte a intervenției muzicale avem de fapt un trio. Thank you.
Extraordinar spre care ne îndreptăm acum. Imaginați-vă o tavernă, un spațiu al plăcerii absolute în fața unei carafe cu vin, a muzicii care încă rămâne, iată, în urechile noastre și a femeii frumoase. Ca luna. Ca luna. Florina. Actorii sunt cronica scurtă a vremurilor. Fie ce clipă din a ta viață ce trece, în bucurie lasă să se prelingă. Ia seama, viața e tot ce ai pe lumea asta. O să treacă. Dincolo de cortină, vorbe auzim. Despre noi se vorbește, iar cortina, când se ridică, iguală scena. Nici tu, nici eu. O, inima mea, că lumea e ruină, să nu-ți pese. Nazuri să nu faci, tu nu te îndrista în zadar. Vezi, trecutul n-a fost, viitorul nesigur. Bucură-te, ce-a fost, ce n-a fost, nu-i grija ta. Carafa de vin. O, Doamne! Mi-ai spart-o, iar ușa bucuriei, o, Doamne, în nas mi-ai trântit-o. Din stângăcie tu mi-ai vărsat pe pământ rumenul vin, de pământ să mi se umple gura. Oare erai, Doamne, beat? Cine m-a creat? Habar n-am. Paradisului menit sau infernului? Nu-mi pasă cât uși de puțin. O cupă de limpede vin, o frumusețe, o lăută la care cânt acum, la marginea unei pajiști, trei daruri mis. Iubiți-l voi, paradisul. Omar Khayyam, Rubaiyate. Urmează un text lung, selecția textelor, traducere din limba persană, studii introductiv, cuvânt înainte, note și comentarii de Gheorghe Iorca.
în acest act îl invităm în scenă pe Vasile Spiridon. Bună seara! Trebuie să mă obișnuiesc puțin cu dumneavoastră, pentru că am venit foarte târziu în ceea ce mă privește, credeam că am venit foarte târziu și nu știam cui mă adresez, pentru că trebuie să fie acel moment de acomodare cu sala. N-am avut parte de el. Miercuri sau marți am fost la redacție de ATN-ul și Carmen Mihalache, pe care ați auzit-o că a vorbit atât de frumos, spunea că are trac. Mie ce-mi pasă, pentru că eu nu am trac, pentru că vorbesc, toată ziua vorbesc și deci aș avea trac. Ei bine, îmi închipui cum ar vorbi Carmen Mihalache dacă nu ar avea trac. Eu am trac acum, de fapt sunt puțin stresat, pentru că am venit foarte rapid, am promis că vin la ora 6 fix, ceea ce s-a și întâmplat, însă datorită circulației prin principalele orașe, Fălticeni, Roman și Bacău, am ajuns totuși, da. Dar spunea că s-ar fi putut să nu mai fi aici, pentru că am venit cu o persoană, un șofer care m-a dus cu 160-180 la ori ca să recuperăm timpul. Am făcut 3 ore de la Suceava, desigur, dar ziceți că în timp normal, nu, dar în timp am fost și până și acasă și am schimbat ținuta. Vreau să mă credeți că atâta timp cât am ascultat Quartetul sau Trio, cum vreți, mi s-a părut că ascult o muzică de mormântare, o fanfară. Foarte frumos ar fi putut transforma într-o muzică de mormântare, pentru că, răspund foarte, foarte imprudent, a circulat persoana respectivă, cu atât mai mult pentru mine, cu cât era preot. Tocmai de-aia m-am lăsat pe mâna Dumnezeu și pe mâna mesagerului său, care nu avea nicio problemă în privința aceasta, vorbea și la telefon, vorbea și cu noi. Eu încercam să mă concentrez, să mă deconcentrez puțin și să văd ce vă spun dumneavoastră. Nu am reușit, am reușit doar să mă țin cu mâna strânsă de așa de sus de mine. L-am întrebat totul, părinte, ați făcut sigur rugăciunea așa, aceea de înainte de a pleca de acasă, aia de călătorie, este aghezmuită mașina, n-a trecut cumva termenul de garanție, este și un termen de garanție, știți că să ieși mașina. M-a asigurat că și am ajuns cu bine, iată. Am ajuns cu bine și Adrian Jicu, desigur că încerca să spună ceva pe castul despre cei 3G, într-adevăr, o profesoară de la noi, băcăoancă, a susținut o teză de doctorat despre opera lui George Bărbiță, recursul la mit, și vă pot spune că a luat calificativul maxim. Ceea ce mă face, mă obligă să vă spun dumneavoastră că putem fi mândri cu un asemenea profesor, corpul profesoral, cei care sunt de respectul de altul județean, trebuie să știe în primul rând, dar nu numai ei, numai Iorga și ceilalți, că poate fi mândru corpul profesoral, pentru că iată se va face o primă monografie despre George Bărăiță și probabil că o vom lansa și aici, știu eu, poate când, poate peste vreun an de zile, nu știu, pentru că ea încă, numele este Elena Pârlot, profesoară de naturolog, pentru că ea încă mai lucrează. Acum cred că s-a dus acasă și lucrează în continuare. Ea nu poate să iasă din ritm. Bun. Revenind la scopul întâlnirii noastre, desigur, ce aș putea eu să spun despre Gheorghe Iorga și despre Omar Khayyam? Eu îi spun la fel ca și Adrian Jicu Khayyam. Numai Gheorghe Iorga poate să-i spună cu H, pentru că este specialist. Francezii știți că nu pronunță AH, ei spun Hegel, Hegel. Am fost la o conferință a lui Jacques Derrida și el a pronunțat Hegel. Jacques Derrida, Michel Foucault și alți mari critici teoreticieni literari își permit să pronunțe pe H. Noi nu, adică francezii, nu noi. Hegel, ce îi spun Hegel, deci eu îmi spun la fel ca ea, pentru că trebuie să-i acordăm această onoare numai domnului profesor. Onoare pe care o merită de plin la noi, iată că unii profeți chiar sunt în țara lor, cum n-a fost Omar Khayyam. De ce vă spun? Pentru că această carte am lansat-o acum pe 22 noiembrie la Târgul de Carte de la București.
Și a fost pentru mine dezolant de puțină lume, știți cum este la târg, lumea vine, pleacă, este ca în Gara de Nord. Și nu cred că au fost mai mult de 25 de persoane, dar și alea fluctuante. De ce? Pentru că se duceau în altă parte unde se lansau cartea unui autor contemporan, mai mult sau mai puțin obscur. Bineînțeles că am spus lucrurile astea, pentru că asta nu este pentru mine, pentru vorbitor, dar este pentru profesorul care este unul dintre puținii noștri specialiști în această limbă. Îi poți număra pe degetul la o mână. Dacă Ștefan cel Mare și Sfânt s-a ridicat din mormânt, pe Ștef, pe Sadoveanu l-ar înțelege. Ei, dacă Omar Hayam s-a ridicat din mormânt, pe noi nu ne-ar înțelege, pe Gheorghe Iorga l-ar înțelege. E foarte interesant, vedeți, s-a luat și-a ales un domeniu în care practic nimeni nu este specialist. E foarte greu, toți vrem să fim specialiști în ceva, dar nu reușim. Mai mult sau mai puțin, toți suntem specialiști în literatură sau în artă, cei care suntem aici. Ce am putea noi găsi ceva care să ne aparțină mai nou? Gheorghe Iorga a reușit să facă acest lucru, este un pasionat de cel puțin 40 de ani de limba persană, de tot ceea ce ține spațiul cultural persan, Omar Hayam, Rubaiyatele și toate celelalte. Și noi avem un mare avantaj, pentru că el ne-a tradus la prima mână ceea ce a tradus. Vorbeam de Omar Hayam, care n-a fost profet în țara sa. De ce? Pentru că el a fost, practic, timp de 700 de ani uitat, să spun așa. El era cunoscut ca om de știință în epoca sa, fusese născut la 1048, mai precis la 18 mai, după horoscopul făcut de el însuși, pentru că dacă nu și-ar fi făcut el horoscopul, noi n-am fi avut de unde să știm. El a fost un mare astronom, îl descoperiseră și Avicena sau alții, în științele exacte după el. Dar nu, era un poet obișnuit în vremea asta, cel mai mare poet al spațiului, Hafez, Muhammad Hafez, care a trăit în secolul al XIV-lea, este cel mai cunoscut, dar nu este cel mai popular. Depinde ce preferăm noi să fim, cel mai popular sau cel mai valoros, ca să spun așa. Și spuneam că el a fost lăsat în uitare timp de 700 de ani, până la 1859, când Fitzgerald l-a tradus, deci 1859, deci 150 de ani, și a avut o carieră europeană fulminantă, și nu numai europeană, ci și transatlantică, pentru că americanii, cu spiritul lor pragmatic, au început să facă fel de fel de ediții pirat. Dar asta a fost bine pentru, eu zic, mai bine decât să fii necunoscut, mai bine să te pirateze cineva. Ei, și spuneam că a fost momentul de nebunie. De atunci tot s-a tradus nu numai în limbi, în dialecte, în idiomuri, în languedoc și în egipteana populară, vă dați seama. Așa încât s-a adunat o adevărată bibliotecă. Biblioteca este sub formă de paradis. Spunea Borges, aici nici nu știm dacă este sub formă de paradis. Paradisul vine din iranian, acest cuvânt. Actrița noastră a terminat cu acest cuvânt, paradis. Nu? Însă este un adevărat infern. Cine ar avea câte vezi ne-ar trebui, două, trei, ca să parcurgem întreaga bibliografie care s-a scris pe marginea operei lui Omar Hayam. E tare complicat. De ce? Pentru că el, practic, nu ar fi scris prea multe rubaiate. Știu cât 180, ceva în genul acesta. Cele mai autorizate ar fi la 1300, număr de 1300. Dar nimeni nu poate să garanteze paternitatea, dacă vreți. De ce? Pentru că, așa cum s-a spus, în spațiul respectiv, poezia este o religie și atunci, iar revin la religie, când ruga este comună, dacă ruga este comună, atunci și creația este tot comună. Deci, atât, caracterul popular, dacă vreți, anonim, nu deloc individual, al acestor rubaiate a fost pe deplin conturat, pe deplin anonimizat. Pentru că, după aceea, deci neavând acest instinct al proprietății instinctoare, al proprietății creatoare, nu și-au pus niciodată problema dacă ar mai aparține o rubaiată care a urmat lui Omar Hayam sau școlii lui Omar Hayam sau altora. Cert este că totul a fost creat în spiritul lui Omar Hayam.
Acum, despre rubaiate, desigur, despre analiza propriu-zisă, în analiza propriu-zisă va intra profesor Constantin Bram, pentru că el m-a întrebat cam ce ar trebui noi să facem, să discutăm, și atunci a spus că ar prefera să facă, văd că are și niște foi. Eu mă mir, un atât de bun orator, cum este profesorul Bram, să vină cu foi. Asta mă complexează. Nu mă uit pe ele. Poftim? Nu mă uit pe ele. A, nu. Numai ca să aibă certitudinea că dacă undeva toată știința o are asupra sa, la purtător. Da. Ei, ce este important în privința lui Omar Khayyam? Pentru el totuși trăiește într-o epocă de mare, mare tranziție. Este în fond sub ocupație militară turcă, atunci spațiul respectiv, dar fusese cucerită Persia, nu? Pe la cât la 651, nu, de arabi. Deci atât este o adevărată perioadă de tranziție de la dominația arabă la dominația turcă. Și atunci, iată, acest land fudu, sau știu eu, amișoval, între cele două spații, și aici este într-adevăr o adevărată problemă de mentalitate. Nu numai de mentalitate, este vorba, în fond, de marile teme ale poeziei, pentru că Omar Khayyam abordează, nu-i nimic surprinzător, marile teme. Fugit ireparabile tempus, cum mă gândeam eu astăzi când fugeam cu mașina respectivă, vanitas vanitatum, cine se întâmplă sum și toate celelalte. Ei, ce rămâne? Ce este universal? Ce rămâne universal valabil din tot ceea ce a spus el? Aici ne dăm în tot, desigur, ne dăm pe mâna traducătorului. Există niște prejudecăți, este o prejudecată pe care Gheorghe Iorga o elimină, încearcă să o elimine. Cine a făcut limbi străine, facultate de limbi străine și a tradus fie din engleză sau fie din franceză, știe că este o nuanță. Toată lumea va spune, este mai ușor de tradus din limba română, să zicem în limba franceză, nu? Cuvintele sunt, nu invers, din franceză în română. Cuvintele sunt cam asemănătoare, nu e greu, furculision, tambur d'instruction, pour les fleurs de cucu, să traduci în românește. E mult mai greu să traduci din românește în franceză. Dar, acum, depinde cum punem accentele. Nu este chiar atât de ușor de tradus, în fond, dintr-o limbă străină, în limba română. Asta vreau să vă demonstrez. De ce? Pentru că cum vei găsi, mai ales într-o limbă moartă, într-o limbă pe care o vorbea un autor acum, știu, 800 de ani, mai mii de mileniu deja, nu? Cum vei găsi? Deci, pe de o parte, este vorba de a te adapta la spațiul mentalitar, politic, ideologic, repetam lucrul acesta cu arabii și cu turcii, spațiul, e vorba despre un imaginar colectiv, cum vei adapta la un imaginar străin și, pe de altă parte, și dintr-un alt spațiu exotic și dintr-un alt timp. Vedeți câteva mari impedimente pe care le pune traducerea acestor rubaiate. Impedimente de care autorii străini, traducătorii străini nu au avut mare grijă. Ei au tradus pentru publicul larg, așa se face că s-a tradus la mâna a treia, la mâna a patra și, dacă vreți, rolul lui păstrând proporțiile, rolul lui Omar Khayyam este acela lui Minulescu pentru impunerea simbolismului. Adevăratul simbolism l-a impus George Bacovia, dar cine l-a dus în rândul maselor? Cine îl știa în epoca interbelică pe de rost? Mult știa, multă lume pe Bacovia, îl știa pe Minulescu, nu? Erau puse unele poeme chiar pe versuri, care au rămas și până în zilele noastre. Iubire, belou de porțelan și toate celelalte pe care generația mai veche le știe. Deci, păstrând proporțiile, cam asta este rolul lui Omar Khayyam pentru spațiul iranian, pentru spațiul persan, iar Gheorghe Iorga încearcă să traducă fără rest. Reușește mai mult sau mai puțin, asta nu ne dăm seama, pentru că ar trebui noi, la rândul nostru, să știm limba persană. Da? Practic, numai așa putem să vedem ce a ieșit și ce a spus de acolo Gheorghe Iorga. Dar eu sunt absolut convins că el nu a făcut o traducere
de popularizare, o traducere populară, o traducere pentru a pirata eventual, nu? Ca să câștige ceva bani. Nu, este o meserie pe care, o pasiune, o vocație pe care și-o întreține de peste 4 decenii și am avut o teză de doctorat despre Omar Khayyam, una practic de referință. A fost foarte greu să știți că să se adune niște profesori ca să analizeze această teză. Pentru spațiul respectiv a fost găsit un profesor de limba arabă de la București, deci limba arabă care cât de cât este înspre limba, să zicem, persană. Dar, desigur că ne dăm seama la un moment dat dacă o teză este valoroasă sau nu, chiar dacă nu știm limba respectivă. Dacă acum, nu știu, au fi puși niște profesori să nu știu limba japoneză, dar totuși sunt puși în fața unei asemenea cărți, văd dacă este ceva de cartea respectivă. Așa și noi. Noi intuim că Gheorghe Iorga a tradus exact așa cum trebuie, a readus, a actualizat aceste versuri ale unui poet în umbra moscheii, chiar o temă de mare actualitate astăzi, nu? Și trebuie să ne încredem cu toată ființa noastră poetică, cu sensibilitatea noastră în ceea ce a făcut domnia sa. Nu vă mai spun multe lucruri, ar putea să ne spună mult mai multe lucruri. Eu mă simt un învățăcel în fața domniei sale în ceea ce privește poezia rubaiatelor, dar dacă tot cineva trebuie să-l prezinte, atunci, și dacă tot a fost să fiu eu, atunci nu pot să spun că trebuie să ne bucurăm că avem în Bacău unul dintre cei trei George despre care se vorbea, nu știu care, adică bănesc care sunt cei trei, dar nu știu ce s-a vorbit despre cei trei, sunt chiar trei, patru. Da, bun. Eu zic să lăsăm pe profesor Constantin Dram, care i-a și editat unele cărți, nu știu cât profit a avut, pentru că în spațiul românesc nu putea să citesc atât de mult în baiate, și să vedem care este părerea lui analitică. Eu am încercat să fac o părere sintetică și, dacă vreți, o părere din inimă despre traducătorul nostru. Îl felicit pe Gheorghe Iorga pentru ceea ce ne-a pus la dispoziție. Mulțumim și noi, domnule profesor, și în semnele zilei de astăzi, să nu uitați că am fost împreună niciodată. Și să nu uitați să mă treceți în rândul la George aia, așa s-a propus aici. Așa. Da, mulțumesc pentru asta. Voi încerca acum un exercițiu pe tema pe care v-am propus-o. Actorii sunt cronica scurtă a vremurilor. Haideți să-l descoperim pe Omar Khayyam. Rubaiatul, hai să vedem care. 186, să vedem dacă îți place. Fericit cel a trăit, om liber în lumea asta, și a știut să se împace cu cei ce i-a dat cel de sus. Cel ce s-a bucurat de o clipă numai cât viața, liber a trăit cu iubita în însoțire cu vinul. Mulțumesc foarte mult! Iată cum îl descoperim pe Omar și în același timp descoperim și viitorii noștri actori. Hai să mai încercăm! Nu? Tu? Ai în spate acolo un tânăr frumos. Ia să vedem! Goguma m-a învățat un truc. Goguma a învățat un truc și aș vrea să vedem dacă merge. Ia unul.
Haideți să vedem 245. Fratele păsării nu ne lasă, la cea sfință vechează. Nu refuză nimănui bucățica ce o ai, nici la viață nu atentă, nici la bunurile cuiva. Vin de aduci, chinez, mă pun pentru lumea cealaltă. Iată, uite. Mulțumesc. Ia să vedem cine mai vrea să-l descopere pe Omar. Lăsați că voi l-ați descoperit de mult. Hai să vedem. Hai, nu, ce te uiți așa în loc la mine? Da, nu-mi place capul în spate. Hai. Ia să vedem cum îl descoperă pe Omar, că am o poetă. Ia loc pe scaunul de tortură. Ține puțin. Facem același exercițiu, da? Același 384. O, Doamne, vieții mele o ușă deschide-i, să am cu ce trăi, dator să nu le fiu făpturilor tale. Îmbată-mă cu vin să mă înveți. În beția, potrivnic, să știi, nu mă arăt. Vedeți că se poate. De ce nu s-ar putea? Poezia asta este altceva. Este acel altceva cu care noi trăim în fiecare clipă. Dar uite că îl descoperim odată în viață, aici la Centrul Apostol, cu Gheorghe Iorga și cu Constantin Dram. Bună seara tuturor! Să știți că dacă mai vin încă o dată și s-ar putea să mai vin până la Crăciun, îmi cer cetățenie de Bacău. Mă mut la Bacău cu totul și mă bucur foarte mult. E o plăcere și o bucurie deosebită pentru că primind această datorire de a vorbi despre Omar, Hayam sau Khayyam, de fapt am avut plăcere să descoper un alt poet sau o altă poetă. Am descoperit-o odată citind celălalt volum, nu l-am citat aproape deloc pe acesta, că îl cunoșteam dintr-o precedentă ediție, parțial, acea ediție de acum 10-11 ani, care se chema Un Arian în umbra moscheii, ediție pe care am avut plăcerea să o scot la editura mea, Universitas 21, și a fost un volum deosebit, fără bani, cum spunea bine Vasile Spiridon, dar cu mare satisfacție culturală, și de asemenea mai avusesem plăcerea să scot o carte monumentală care merita nu un singur premiu al Academiei, merita mai multe chiar, succesive sau simultane, nu știu, acel monumental volum care se chema Omar Khayyam și Complexele Mitului European. O carte absolut fundamentală, nu pentru cultura dintr-un spațiu mărginit, ci pentru ceea ce Hajime Nakamura numea teoria ariilor culturale, deci pentru că e vorba de întâlnirea între Orient și Occident. Dar, descoperind separat de Omar Khayyam, celălalt poet sau poetă, poet să spunem pentru că e un singur termen, am avut și o altă descoperire. Că l-am descoperit citind acasă acum câteva zile și l-am redescoperit, și să știți că a fost altceva, prin lectura a doi mari actori. Și mi-am amintit că, de fapt, literatura și mai cu seamă poezia, pe vremuri, se zicea, se recita, se asculta. Sute de ani, mii de ani. Și nu-i întâmplător acest fenomen. Eu, ascultând pe Florina și pe Geo, vă dau cuvântul meu de onoare, că am descoperit că nu citisem cartea cu pricina. Deci am ascultat-o din nou prima dată. Și sunt foarte încântat pentru aceasta. Revenind la Omar Khayyam, eu n-am să-i spun nici Omar Khayyam și nici Omar Khayyam, ci îi spun simplu, cum îi spun de vreo 11 ani, Omar. Și atât. Dintr-un motiv, iarăși personal, eu de fapt cunosc doi Omar. Unul este, cum ar spune Sadoveanu, acela din carte. Celălalt e pe al doilea rând aici în fața mea. Îl cheamă în actele sale administrative Gheorghe sau Gheorghe chiar, Iorga. De 11 ani, un grup de oameni din Iași îi spune Omar.
Omar a rămas și Omar este, vine cam rar, când vine, dacă vine, a venit mai des când făcea o teză doctorală, dar de atunci Omar a rămas un simbol, nu doar cultural, ci un simbol de mare prietenie, de mare probitate umană și acum un simbol cărturăresc, nu doar pentru Bacău. Desigur că Iorga face cinste urbei sale, cum au făcut și alți mari înaintași, dar Iorga este deja un nume extra băcăuan și acest lucru nu poate decât să ne bucure pe toți. Ajungând la această problemă, mi-am făcut aici, voiam să fac un silogism. Nu mi-a ieșit silogism, a ieșit mai mult o chestiune ludică, pentru că dacă tot au vorbit niște ludici mari înaintea mea, gen Adrian Jicu și Vasile Spiridon, pe care îi iubesc și îi prețuiesc în mod deosebit, și spuneam că eu cu aceste foi, tuturor păream suspect. Nici n-am cum al minteri că suntem la Bacău. Dar dacă tot par tuturor suspect, încercarea din silogism, care nu-i silogism, repet, sună cam așa. Dacă Omar Hayam, sau Omar pur și simplu, trăia în evul mediu occidental, adică în Europa, cu siguranță era ars pe rug. Ca să scape la el acasă, s-a dus în pelerinaj la Mecca. Dacă Gheorghe Iorga trăia în evul mediu, îi se întâmplau următoarele lucruri. În primul rând, nu îl traducea pe Omar Hayam. În al doilea rând, nu îl prezentau Carmen Mihalache, Adrian Jicu, Vasile Spiridon și Constantin Dram. În al treilea rând, nu recitau Florina Găzdaru și Geo Popa. În al patrulea rând, toți aceștia de aici nu eram de față. În al cincilea rând, nu se bucurau alți mulți oameni care nu sunt aici de față. Și ultima parte a acelui fals silogism, dacă Geo Popa trăia în Persia, cu siguranță era sultanul care l-a angajat pe Omar Hayam Gheorghe Iorga la observator astronomic. Când am intrat în această, la această clădire muzeu, sau cum se cheamă, am văzut afișul foarte frumos, făcut de Alina, fata unui mare prieten al meu din Bacău, unul dintre mari inspectori generali din Bacău, Adrian, salut! Și am avut o mică, mare tresărire când am văzut că Alina a pictat atât de frumos acolo ceea ce scrisesem eu vreo 5 zile acasă, fără să vorbim unul cu altul. Adică eu vorbeam de sultanatul lui Geo Popa și el a făcut pe Omar Hayam Gheorghe Iorga și pe sultanul sau șeicul sau ginul ce era acolo, Geo Popa, pe afișul de la intrare, dacă vă uitați. Și acum să ne întoarcem la ale noastre. Problema traducătorului și a traducerii e complicată. Nici eu nu am cum să vorbesc despre așa ceva, neștiind decât trei cuvinte în persoană furate de la Gheorghe Iorga și un nume propriu pe care el l-a dăruit copilului meu cel mic, pe care îl cheamă Darius, și el mi-a spus că nu îl cheamă Darius, că îl cheamă Doru, sau cam așa ceva. Dar mai contează? Deci, problema traducerii nu e o chestiune care să mă preocupe, nici nu vreau așa ceva, dar atracția sau întâlnirea între noi și textele propuse în această posibilă integrală, Omar Hayam, pleacă de la mai multe premise. Una, relația trecut-prezent. Sunt 700-800 de ani între ceea ce a fost atunci, sau chiar 900, și ceea ce este acum. Da, aproape 900, cred că nu așa. Sunt două texte mari ale lumii care se încadrează în această chestiune. Este, pe de o parte, această sumă aleatorie de catrene, că nu știm câte sunt, Iorga a spus 800 și ceva, atâtea vor fi, știe el mai bine ca noi, sigur, și cealaltă capodoperă care se cheamă 1001 de nopți. Una a venit în secolul XVIII, aproximativ, 1001 de nopți, cealaltă la 100 și ceva de ani după. Amândouă au venit târziu în Europa, dar eu cred că nu au venit târziu. Au venit exact când trebuie, adică atunci când s-a copt Europa. Adică acele 800 de ani, sau 700, sau 900, sunt anii în care Europa să se apropie de o modernitate care în Orient exista deja. Un mare cărturar francez, Jean Babelon, spunea un lucru cam de genul acesta, nu știu dacă spun chiar corect, dar fac o parafrază, probabil. Toate încep la Orient. Așa spunea aproximativ cărturarul francez, că toate încep sau au început de la Orient și el, ca să se joace cu numele lui, spunea chiar că de la Babilon. Deci el spunea chiar de la Babilon au început toate, ca să fie un fel de joc de sunete. Și atunci relația trecut-prezent este cumva falsă în discuția de față, pentru că noi discutăm despre o modernitate pe care nici nu are rost să o definim. Ce este modernitatea și nu ne pleacă. Ceea ce a făcut Fitzgerald
și a declanșat un proces uriaș, a fost suficient. A doua problemă care o ridic este aceea a traducerii. Traducerea întotdeauna se izbește de două chestiuni. Scrupul filologic și dorința de ideal estetic. La Iorga este o chestiune foarte ciudată. E în primul rând, mai cu seamă în primul volum acela, un arian în umbra moscheei, acolo dorința de scrupul filologic era uriașă. Atât de uriașă, încât catrenele de acolo, de multe ori, sunau vorba lui Petre Roman, un mare traducător și el, sunau ca dracu. Adică chiar te enervau. Dacă după aceea aveai răbdare să citești de multe ori catrenul, descopereai ceea ce a spus odată Rabelais, foarte frumos, că trebuie să spargi întâi osul ca să scoți măduva și după aceea, dacă scoți măduva, parcă dai ceva bun. Pe românește trebuie să spargi nuca. Dacă ai spart nuca, găsești și miezul. Așa erau catrenele și așa le-a simțit Iorga din scrupul filologic. În catrenele de aici, pe care le-am citit toată săptămâna într-o formă sau alta, că știu multe pe de rost și e greu să ții minte pe de rost așa ceva, ca dovadă că actorii le-au citit, nu le-au recitat. E greu de recitat așa ceva. În aceste catrene se simte însă și a doua chestiune și la urmă, dacă o să mai aveți răbdare și o să-mi dați voie,